Încet, încet, marile edituri și-au restrâns activitatea sau au intrat pe mâna unor neaveniți care le-au lichidat. Puține din editurile dinainte de 1989 mai activează astăzi și cu tiraje foarte mici, cu posibilități de distribuție reduse, pentru că pe lângă aceste necazuri care au apărut la procesul tipografic, au dispărut și centrele de librării, au dispărut difuzorii tradiționali. Autorii, de fapt, au intrat în economia de piață oferindu-și manuscrisele, dar în același timp oferindu-și și economiile personale, pentru că, după cum bine se știe, majoritatea își achită propria carte, plătesc tipografia, plătesc serviciile oferite de editură și rezultatul este aproape nul la final, pentru că tirajele sunt din ce în ce mai mici. Există din această cauză și o criză a cărții, dar ea este dublată acum în ultimii ani și de o criză a lecturii, a cititorului, pentru că și cititorii sunt din ce în ce mai puțini și din ce în ce mai dornici să facă un schimb, un dialog cu autorii. Sunt din ce în ce mai puțin la manifestările legate de carte, chiar la lansări, mai puțin la întâlnirile care altădată erau pe platformele industriale, care și ele au dispărut în momentul de față în unitățile școlare, în unitățile de învățământ, în instituțiile de cultură, puținele care au rămas. Inițiatorul este un om de radio și de televiziune, bine cunoscut, Eugen Ungureanu, care, având deja o experiență în acest domeniu, a lansat mai întâi o televiziune cu un caracter mai general, Exclusiv TV, și pornind chiar de la o manifestare la care am participat împreună, am gândit că este o oportunitate atât pentru scriitori, cât și pentru literatura română, să dăm drumul la o televiziune online, un mediu care este propice astăzi și ușor accesibil din toate colțurile lumii. E o șansă pentru scriitori, e o șansă pentru cititori, e o șansă și pentru editori, pentru că ne-am propus să venim în sprijinul, în primul rând, al literaturii contemporane, dar al literaturii în general, pentru că nu vom face abstracție de ceea ce a apărut valoros în anii anteriori, de reeditări, de tot ceea ce înseamnă carte. Carte în formatul clasic, dar și carte în format digital, electronic. Vă mulțumim și sperăm să fim prezenți la toate manifestările inițiate de Uniunile de Creație, de autori, de organismele care sunt interesate de actul de creație și de actul de lectură în cele din urmă.